Astra a pornit ca din pușcă și în cupele europene. Giurgiuvenii au reușit să ia opțiune serioasă la calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Europa, chiar după prima manșă. Disputată pe arena Marina Anastasovici, partida a fost una la discreția gazdelor, care s-au impus cu 3-0 și au ratat o mulțime de alte ocazii în fața unui adversar, care anul trecut a făcut instrucție cu Udineze și a fost de două ori egal la Seviliei, câștigătoarea Europa League. O seară frumoasă, o seară perfectă pentru noi. Putea să fie mult mai bine, fără nicio modestie. Am făcut un joc foarte bun. Am înscris 3 goluri și ne-am mai creat încă foarte multe situații de marcat. Sub privirile selecționerului Victor Pițurcă, Chehinde Fatai a deschis scorul rapid după o acțiune personală finalizată cu un șut în forță. Oaspeții au scăpat ieftin în prima repriză, Budescu, Moraiș sau Enache puteau majora scorul, însă portarul Hrosso a reparat greșelile fundașilor. Încurajați din tribune de peste 5.000 de oameni, astralii s-au dezlănțuit în actul secund, Hrosso fiind singurul remarcat al cehilor. Spui de atmosferă. Da, o atmosferă foarte frumoasă, lumea a început să vină la stadion și lucrul acesta nu poate decât să ne bucure. Aflat într-o dispoziție de joc excelentă, Fatai a mai marcat de două ori. În minutul 74 l-a driblat pe Hrosso după ce a fost găsit excelent de Enache, pentru ca în minutul 81 să stabilească scorul final după un asediu în careul celor de la Slovan. Nigerianul dorit în naționala României a ținut neapărat să-i facă un cadou inedit fratelui său, Geaman. Asta minge pentru fratele meu, Geaman, care a cerut și golul e pentru el tot. Da. Nu, încă nu știu, nu e dipa, nu e așa mult. Da, ai mai marcat vreodată 3 goluri? Da, dar nu e la Europa League. Da. În ciuda victoriei clare, Daniel Isailă nu consideră că Astra trebuie să se considere deja calificată. Mai aveți emoții pentru retur? Emoții sunt întotdeauna. Dacă mă trapezi serios, hai să ne aducem aminte ce spuneți la conferința de presă. Minunea de la Liberec. Sper să nu se întâmple niciun minune. Și jucătorii au fost precauți în declarații. S-au mai văzut răstună de situație, trebuie să fim în continuare concentrați și să practicăm același joc. Este o victorie foarte importantă pentru noi, care trebuie să mergem așa, tot tare la ei, pentru că o să fie mai greu și la ei, dar este foarte important pentru noi să am câștigat cu 3-0. Antrenorul celor de la Slovan, Samuel Slovac, a declarat că golul 2 reușit de Astra i-a demoralizat pe elevii săi. În drumul gole, cât dorim în postate dosť šťastný, tak super sa dostal na konia a chytil vietor do plachy, dar bol lepší od nás, takže s tým spôsobom potom nás zatlačila. Președintele Dinu Gheorghe a lăudat prestația jucătorilor Astrei, după care a cerut ajutorul lui Budescu pentru a scăpa de jurnaliști. Am fost un joc de excepție, am jucat după părerea mea foarte bine, am marcat de 3-8, ne-am mai marcat de încă 4-5 ori fără nicio problemă. Nu cred că ei au vrut o situație clară de a marca, au avut 2-3 mingi aruncate în care nu rest nimic. Domnul Budescu, veniți puțin, vă rog frumos. Veniți puțin, vă rog. Da, să mă înlocuiți. Hai vino, păi te vor, ia, îl vreți? Gata, Budescu, gata, Budescu, vă rog. Astra a fost singura echipă românească angrenată în cupele europene care a câștigat în această săptămână. CFR Cluj a pierdut în Belarus, în timp ce Steaua și Petrolul au remizat cu Actobe, respectiv Plzen. Giurgiuvenii n-au timp să savureze victoria cu Slovan. Duminică de la ora 19, Astra întâlnește pe teren propriu FC Brașov în cea de-a doua etapă a Ligii 1. Returul cu Slovan are loc joi, 7 august.